cede. Deci, ce, e un trapez, nu spune Iisus ce, un trapez. Nu zice doar că ave și ave. Ok, deci zice doar că ave e, e paralel aici, scrie cu BC, dar e greșit cu C. Ave, sigur, A, B, C, D. Ave de 15. CB de 9. CB de 9. Și mână. Linia mijlocie mână. 9. Tot 9. Și citești la frum pe acă? Acă, da. Adică diagonala. Diagonala. Ce să fac aici? Tu crezi că aflăm pe DG? Pe DG îl putem afla repede? Da. Că linia mijlocie se suma... Da. Deci M e M. Este egal cu AB plus DC pe 2. AB plus DC totul pe 2. Ce echivalent? 9. Hai să zicem 18 de dată, nu? 9 ori 2. 18 egal cu 15 plus plus DC. Deci DC e egal cu 3. Am aflat pe DC. 3. Am venit să duc o perpendiculară. Zucem o perpendiculară. Da, din C și din D. Din D, din C. Păi ca să aflăm pe AD și după aia aflăm. Păi de unde aflăm? Nu-i trapez. Păi ce? Nu-i trapez, deci să încercați să zic cu cățele să sunt egale. Deci nu avem asta. Dar mai putem să calculăm atunci area. Dar nu știu mă înălțim. Deci la A n-am răspuns. Și nici la B. Pentru că n-am înălțimea la A. N-am înălțimea, sigur că n-am. Dacă am făcut o paralelă din C la AD, C la A, AD. D. Deci prin C, da. Prin C la A, D. Dacă am duce așa o paralelă la AD, s-ar a, forma figura asta un panogram, da? În 3, ar fi astăzi la A. Deci astăzi să notăm cu litera preferată a ta, nu? Asta e 3, asta e 3 și asta e tot 3. Și-a rămas asta în toată de cât? 12. Da? 12. Și... Și ne-am blocat din nou. Deci 12, 9. Pe... Să notăm și aici un punct. 8. 8. Mă, o știu, că e cât de ce și cât tot 3 este, da? O nu e 6. O nu e 6. Bun. Dar chiar dacă facem o teoremă fundamentală acolo, este că o pic r, și nu avem nici pic r, nici pic o. Deci o este 6. Rămâne dacă 12. Da. Bun. Să mai vedem ceva. Deci avem acest paralelogram care e final de nou. A, R, C, D e un paralelogram. Aici te-ai blocat tu, Verona? Am gândit că poate e dat de și ceva pe acolo. Dar prin soluții ce fost și mergea foarte bine. Da, e drept. Dar să încercăm așa, dacă nu avem elemente și simțim că nu avem elemente. Am mai pus paralela aia, dar nu știu, nu mai venit. M-am gândit și mai rapid o căi. L-a scos pe AC. AC nu l-am descoperit. Zice că din triunghiul ACB.
ACB, dar întrebi ACB nu știm decât pe AB. Și pe IBC. Și pe C. Yes. Dar nu e dreptunghic. Dreptunghic. Păi și cum ar trebui dreptunghic? E așa spun, la punctul A, dreptunghiul ACB, AC e 12 cm. AC e 12, AC e 12, adică AC se fie egal cu rândul. În condițiile care autorul ar spune că AC e perpendicular pe CB, AC e perpendicular pe CB, ia să vedem, verifică Pitagora. Da, verifică. Nu zice. 9, 12 și? Și 9, nu, aia 15. AC e vorbim noi și 12. 12. 12 e AC, da? 15 e AC. Așa. Și 144 cu sunt numele pitagorice, nu? Hai să mai vedem acum o chestie. Dacă a demonstrat că R nu e perpendicular pe BC. R? R nu. Ce unde încă R nu e sub C? R nu e perpendicular pe BC. Cheia e mediană. Dacă a demonstrat că e sub C, ar fi și înălțime. Adică că R scrie către B. R, cât R, R, B. Da, nu-i ce e R, cât R, vedeți că îi spun că AC este 12. Nu mai poate să fie 12, nu-i locăm aici. Acolo să fac asta, câte reticulare ACB. Asta nu-i precizată, nu-i precizată chestia asta, dar hai să mai vedem, mai insistăm un pic. Dacă AC e perpendicular, se fie dus paralel așa. E luna. Haideți să ducem. Deci, dacă am duce paralela prin D la BC, aia ar fi de 3 și asta ar fi de 12. Dar n-am cum să faci AB paralel cu BC, n-am vrea cum faceți. Nu, AB paralel cu BC. Ducem noi o paralelă prin D la BC. Și o, vine pe aici pe undeva, da. Zice, da? Aia ar fi 3, ar fi 12 și aceeași chestie. Da. Și de undeva se iese că AC e perpendicular pe asta, pe D, M, care s-au dus, o, o ducem noi. Dar n-am un motiv. Nu, știți ce fac la punctul 2 ei? Scriu CP perpendicular pe AB. Asta am făcut și noi, și? De unde zice H mic? Nu, dar nu, nu ne trebuie acel... Trebuie un dreptunghic. Păi știu că e dreptunghic, dar... Aici știi mă dar problema. Zice așa, o grădină în formă de trapez, în care... Nu spune nimic, trapez are care. Da. De trapez, în care AB paralel cu BC. E așa dau, AB paralel cu BC. Cum vreți? E greșit, nu are cum fie AB cu BC. Paralel. Paralel cu BC, e așa dau. Cu DC, cu DC nu se poate gra. AB cu BC. Exact. Așa. Și asta luăm. AB zice că e 15. AB 15. CB 9. AB, CB. CB 9. CB, CB 9. 9. Și MN 9. Nu bine nici o ce. MN 9. Asta ne folosește să descoperim pe DC care e 3. Am văzut asta, nu? Da. Mână, dacă e 9, asta înseamnă. Trebuie să mai vedem ce... Și nouă ne trebuie a ce-o. Nu, vreau sigur la o poziție încă. Păi, dar nu știu cum să fiu sigur. A, ce? Mână toată este 9.
să o aflu. Jumătate, 1,5, dar nu folosește. Același lucru fac și la punctul C. Calculează baza X și noi și 3. Dar am zis că după aia spun triunghiul A, da, băgat Q. Triunghiul Q de C asemenea cu triunghiul Q A, poate vă ajută cu ceva. Nu, e interzința diagonală. Deci la punctul acela, Q era aici. Da. Intersecția diagonală. Și acum o să zic că triunghiul Q de C, Q de C, de asemenea cu Q A, B. Asta da, da. Pe noi nu ne ajută deloc acum. Acum îmi zice că e 12 cm. Ce asta da? Triunghiul ACB, două puncte AC, 12 cm. Deci asta nu e perpendicular. Vreți așa o mică să zică că e potențiu. Ce să mai discutăm? E prea simplu. Exact. Când dau la da, 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 da. Deci, de fapt, am putea să facă mențiunea a cei pe care pe ce bine. Exact. Așa facem. Să dăm noi. A, cei pe care îi plăcă pe ce. Ce să mai discutăm? Pe ce și atunci e problema simplă. De ce spune că a ce egal cu... 12. A ce egal cu radical din 15 pătrat, nu? Minus 9 pătrat și egal cu 12, 44 ca ce 12. De ce nu comentează? Exact, exact. Bun. Deci AC egal cu 12. Area lui ABCD. Voi trebuie să fiți sigur, noi să-i asigurăm în profesorii la examen, nu vor avea problemă greșită. Pentru că dacă veți avea problemă greșită, punctajul vi se dă tot. Aici suntem în situații exact. Dificile, că tot exact. Sunt greșeli. Mai găsim greșeli, da. Ca să nu stați cu stres. Dar la examen nu va fi problema greșită. E dezavantajul lor, că trebuie să vă iei din gaj maxim la greșită. Dar nu, că trebuie să facă, măcar în timpul examenului și totul anunță. Dar adică și ceea ce era benefic, le-a spus un profesor de ieri, tot sport. Nu se vrea. Vreau că ne dau de noastră. Hai să vedem, are lui ABCD. Pentru ce ducem prin pe AB. Da, deci... Și cărul o să fie 15 pe 2, cu rația lui se trebuie... Cărul, domnul profesor, știa pe ală. Și mai adus, trebuie să-l trebuie pe mișcurate, nu, aera mediană. Scrie, ce e perpendicular. Ce e perpendicular pe a treia minunat? Ce e la... dreptunghic, ACP. Ce e la a doua, e aer, ori RB. Deci e și marea pe două căi. Exact. Da? Aria triunghiului ACP egal cu cine? Triunghiului ACP egal cu cateta 1, cateta 2. Pe 2, adică 12 pe 9. Adică 12 pe 9 pe 2. Deci 12 ori 9 pe 2. Adică 6 acolo, 9, 6. Da, adică 64. Și egal pe de altă parte, da. 15. Ori H, care nu știu, pe 2. Aflăm pe H. Și de aici aflăm pe H, nu? Da. H egal cu... Deci vine H egal cu 108 pe 15. Și vedem... Și egal cu... Ia să vedem. Lor le dă 3, 6 pe 5. Păi se simplifică pentru 3. Face 36, 5. Da, H. Și dacă știu pe H, acum aria, voi spune... Aria cui? Aria trapezului. Aria trapezului. A, B, C, D. Bine, a mijlocie H, grad 2. Bine, a mijlocie H, cât? Bine, a mijlocie care e mea, 9. 36 pe 5. Și așa rămâne. Centimetri, dacă, sau metri, era în parte. 324 metri. 324 metri. 64 metri pătrați. Da. Și... Este acolo. Ce mai spune aici? Ar lui A, B, U. Ar lui și cu ce veri punem până la genitul acolo. A, B, Q. Nu, da? Nu. A, B, intersectat cu B, C. A, D cu B, C. A, D cu B, C. A, Q. A, a fost aici. A. Eu am fost de acolo. Ce?
Aici este Q. Și cere ce? Se cere A de Q. Cum? Tot ce e primar din Q pe A de E. Deci din Q, înălțimea, da? Da. Q, Q, 1. Și eu... Ce faci așa? O să vedem că aia de fi Q prim, ăla îngurea pe X pe A 2. Deci o să aflăm pe Q prim. Putem face interior în fundamentala asemănării, da, zic. Deci facem interior în fundamentala asemănării și... Corect. Așa, și... Așa, ce? Că nu știi nici pe AD, nu știi nici pe fricul. De unde era fricul ce? Deci, dacă ele sunt asemenea... Apoi, la fel, e tot cube. Toate elementele triunghiilor respective sunt proporționale. Da. Altfel spus... Cube. Deci Q D pe Q A, Q C pe nu. Egal cu DC supra asta, da? Da. Știi ce DC pe A vreau. Și egal și cu raportul înălțimilor. Adică egal și cu cățica asta pe toată asta. Corect. Deci, când două triunghiuri sunt asemenea... Păi asta nu mai știam, că și cu raportul înălțimilor. Păi hai să o vedem de aici încolo, în minuna. Dacă ne ducem triunghiul așa, hai să zicem, notăm cu cine ai și Q1, am zis... Cu O, nu dați ca să nu mai zicat. O. Ei bine, între unghiul Q1 pe O, C, e paralelă. Corect. Și atunci, cum a fost QC supra QB, egal cu QO supra Q1. Deci, când două triunghiuri, ai dus-o paralelă, hai să clarificăm acest lucru. Deci dacă am așa, un triunghi, și duc o paralelă la acesta, apoi raportul de asemănare se menține pentru toate dreptele care pleacă din vârful ăla. Deci bucățica asta pe toată asta, egal cu asta pe asta, egal cu asta pe asta, da? Și cu toate, absolut toate care duc de acolo. Că merg din aproape în aproape. A, și folosim numai asta, nu vreau să folosim primul. De ce? Q8? Sigur că da. Q1, că știm. Da. Fiindcă... Dar știi de ce? Nu știam de ce toată noi. Și de AB. Păi da. Și atunci zicem, de ce supra AB? Exact, de AB, dar cu Q8. Supra Q1. Sau cu Q1, sau cum avem. Da? Deci... Chiar așa, vedem triunghiul AQB, AQB. În paranteză avem DC e paralel cu AB, DC e paralel cu AB. Și atunci rezultă că DC supra AB, DC supra AB, egal cu QO, supra Q1. Echivalent. De ce o știm? 3 x 15. Adică 1 pe 5. 3 x 15, domn profesor. Păi, de ce? O știm, 3. 3 x 15, adică 1 pe 5, nu? 1 pe 5, da. 1 pe 5, egal cu... Q1, nu știm. QO supra... QO plus O, Q1. QO plus... O, o Q1, o, care știm. O știm, deja am aflat o. Cât era? Cât era? 6 pe 5. 6 pe 5. 36 pe 5. Și atunci, QO să notăm cu X, ca să ne vedem mai ușor. Da, da, 1 pe 5. Egal cu X supra X plus 36 pe 5. Echivalent. Asta încearcă că așa ajunge sus. Deci 1 pe... sau 5x în din rea... 36 pe 5. Așa e, da? 5x egal pe x plus 36 pe 5. 4x egal cu 36 pe 5. Adică x egal cu... 9 pe 5. 9 pe 5.
9 pe 5. Asta trebuie să aflăm X. Pe Q1. Q1. După aceea am aflat pe Q1, știu pe Q, Q1. Corect. Deci, X egal cu Q1. Egal cu 9 pe 5. Și atunci rezultă că Q1 egal cu 9 pe 5 plus 36 pe 5 și egal cu 9, cam asta. Și dacă știu pe asta, atunci area triunghiului. Area triunghiului A, B, Q egal cu baza 15 ori 9 pe 2. Și face 5, 135 pe 2 metri pătrați. Dar e ceva cu Q, ce? Da, așa, are la Q, B. Ei au calculat Q, ce? De ce au calculat Q, ce? Dar data are la fel? Da, tot la fel. Altă problemă. Înseamnă că aici a fost Q, ce? În loc de A, ce? Nu, la ultimul punct a calculat Q, ce? Dintre unghiurile asemenea. Nu, problema. Problema am dus pe aflarea înălțimii direct. Ștergem și subiectul care zmea. Ștergem și facem niște expresii? Da, facem niște expresii. Care... Îl vrea la cineva, dacă tot mai vorbim din ei. Niște probleme. Da, facem niște expresii, da? Da, bine. Și acolo, la fel de învățat și acolo. Da? Da. Ce da? Da. Dacă vreți să-i zice ceva, să-i transmite ceva. Vreau să insist un pic, să vedem care au fost, credeți, chestiuni de care... Asta, asta, că n-am fi să zică că e Q8, pe Q... Cu alte cuvinte, medianele, dacă îi duceți. Raportul medianelor, raportul înălțimelor, da? Tot ce pleacă din vârful acela, tot felul de drepte care pleacă, fac. Deci bucățica aia pe toată bucățica mare, pe aia pe toată mare, asta pe asta și asta pe asta. Pe toată aia, da? Da? Și asta pe toată. Pe toată, corect. Deci elementele... Da, tuturor. Da. Păi asta pe vă rămâne. De fiecare dată încercăm ca să punctăm și să reținem lucrurile pe care nu le aveați voi foarte clar. Adică, cu ce ne alegem, nu? Spuneam de deseori. Cu ce ne alegem de la asta? Păi, lucrurile acestea. Deci, total subiect, nu cred că a fost... Nu, dificil. Dificil. Cam așa vă puteți vă gândiți la subiect. Un genul ăsta. Nu se ridică ștacheta foarte sus. Deci, de aceea trebuie doar atenție maximă, ca să puteți lua notă maximă. Vă dăm noi IDX? Da, sau da, 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 niște expresii. Există la un dat la capitolul expresii. Da. A, la expresii? Da, 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 că acolo sunt mai dificile. Sunt mai dificile decât ăsta. Vreți amună. Hai, zi. Te rog. E de X egal. Asta e simplificat. X pătrat minus 10X plus 25. Da. Supra X pătrat minus 25. Ori. 25x plus 125. În dreptul infracției, da? Ori, da, în dreptul infracției. 25x plus 125 supra x pătrat minus 3x plus 2 împărțit la 5 supra x minus 1. Supra x minus 1, da? Așa, da? Da. Egal mai departe cu să se determine valorile lui X pentru care expresia există și să se aducă E de X la forma cea mai simplă. Exact. Deci, ne apucăm de lucru. Dacă spunem X aparține lui X, Maria spune aici, mai puțin ce? Mai puțin 5 minus, plus minus 5. Plus minus 5, da. 5 minus 5, apoi? Apoi 1 și... 1 și 2, cred că aici. Asta. Asta s-a scrie x minus 1 pe lângă x minus, minus 2. Că înmulțesc, vine x pătrat minus 2x minus x minus 3x da, plus 2. Deci, vezi bine, minus 1 și 2.
1 și 2. Da? Aș mai avea și aici fracția asta. Dacă ar fost x minus 3, dacă ar fost x minus 3, să dea și pe 3 de bani. Da. Și dacă sus ar fost x minus 7? Și 7. Și 7, că în momentul în care facem fracția, apar la numitor. Da. Deci, exact. Deci, în momentul de față, ne putem opri. Așa încât, e de x va fi egal cu... cu x minus 5 tot la pătrat. Așa, asupra Maria. Tot asupra x minus 5 la x plus 5. Da. Ori 25 pe lângă x plus 3. 25 pe lângă x plus 3. Asupra x minus 1 pe lângă x minus 2. X minus 1 pe lângă x minus 2. Ori x minus 1 pe 5. Ori x minus 1 pe 5. Și simplifică la prima x minus 5 cu... x minus 1 și cu x minus 1. Și la prima... Așa. Părțat cu x minus 5. Și un 5 cu 25. Un 5 cu 25 de aici, corect. Și avem 5x plus 3. 5 pe lângă x plus 3, pentru că și un x minus 5 rămâne, nu? La numărătoare. Deci egal cu 5 pe lângă x minus 5 pe lângă x plus 3, totul supra, jos, x plus 5 pe lângă x minus 2. X plus 5 pe lângă x minus 2. Și asta este expresia. Da. Da. Altă expresie. E de x egal. Deschid paranteză în rotundă. Sumă plus x minus 2. X minus 2. Nu. Deci, înaintea lui 1, pun o paranteză rotundă. Imediat pe egal, așa. Și am 1 supra x minus 2. Când ați mai bine citat? 1 plus 1 supra, dau ce este? 1 plus 1 supra x minus 2. Așa. Așa, dar așa. Minus în dreptul linii de fracții. Nu s-o termina paranteza rotundă. 2 supra x plus 2. 2 supra x plus 2. De-abia acum am închis paranteza rotundă, domn profesor. Așa. Împărțim. Adică totul ne împărțim paranteza. La 1 supra x pătrat minus 4. Minus în dreptul linie de fracție. X. Pe lângă x minus 2. Minus 1. Unde x este real și... Așa. Na, înainte de a începe treaba, haideți, zice... Păi x aparține lui el, mai puțin 2 minus 2 plus minus 2 și atâta. Și atâta? Da. Nimic. Bine. Și egal cu Maria Bucurește. Și aducem același numitor. Și am dat x plus 2 pe lângă x minus 2. Aici am dedicat cu x minus 2 plus 1, x minus 1, nu? Da. Da, pe urmă. Din la un capăt. Așa. Corect. De ce faci? Deci, așa. Corect. Cine a supus de numitor? Sigur că la același numitor îl punem x pătrat minus 4, da? Și acolo x minus 2 pe lângă x plus 2. Adică x pătrat minus 4. Asta e plus. Hai zi. Mai e plus 2. Da. Minus 2. 2x plus 4. Acum avem un 9. Da. Ori? Ori. X minus 2 plus 2. X minus 2 plus 4. X minus 2 plus 4. M-am lăsat așa aici. În paranteză. Minus. Neapărat să pun în paranteză aici, ca altfel de să vezi. Da. Minus. Este un lucru să nu lăsăm așa. E cam de parte. Simplificăm acum cu vedere. Vedem acolo ce ne rămâne Maria x pătrat. X pătrat minus x. Plus x minus 2 x minus 4 minus 4 se duce. Minus 4 se duce. Așa. Și rămâne plus 2. Plus 2. Deci x pătrat minus x plus 2. Minus x plus 4 plus 6.
egal cu atât. Haideți să vă dau eu alta. Așa, vreau numai... Dar haideți să știu. Da? Păi, cine a cerut? Na, expresie mi se par ușoare, dar eu știu înseamnă că are probleme cu semnele la algebră, dacă... Da, ceva nu e clar. Ceva nu este clar, da. Expresie de par ușoare, dar haideți să vedem. Bine, de spart. Da, pe loc mai... Da, da, da. Da, asta că nu vă rog înainte, să vedem. În afară de faptul că îi răspundem lui și, sau ei, și noi mai facem, și noi de mai facem un pic de antrenament. Fie de x egal cu. Fie de x egal cu. Egal cu. 1 supra. X pătrat plus 2 x plus 1. 2. Minus 2 supra. X plus 1. Ori 1 supra x. 1 minus x, ori 1 supra 1 minus x, stați plus 1 supra x pătrat minus 2x plus 1. Totul a fost după paranteză, vă pun de totul de împărțit, deci, domnul profesor, înțelege, totul de împărțit la 4x pătrat, supra x la 4 plus x la 3 plus x plus 1. Aduceți expresia la forma cea mai simplă, determinați x aparține lui el, pentru care e de x este definită. Așa. Exact cum ar fi rețeta pentru care aflați domeniul de definiție. Definiție, corect. Tradus. Asta înseamnă. Așa încât vă spune că x aparține lui el. Miruna, vă mulțumesc acum. Mai puțin, îți face mai bine. Da. Dar totuși, minus 1, 1. Așa, minus 1 că s-a văzut din x plus 1 la pătrat. Da. Așa atât. 1. Minus 1, 1 asta. Ai zis aici. Minus 1, 1. Și mai ai ceva? 0, sigur. Când o întorci acolo, 0. Nu? Când o întorci aici. Ah, da. 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 0. Și-o mai vedea. Și-o mai vedea pe undeva. Ziceva. Parcă aici aș mai maș. O să vedem. Da. O să vedem pe traseu. Nu închidem încă, lăsăm. Așa, dar la prima citire, da, am dat răspuns. Corect. E de x egal cu 1. 1 supra x plus 1 la 2. Da. Plus 2 supra x plus 1 minus 2. Plus. Vreau să dau 1 minus 1 supra x plus 1 la 2. Și e plus 2 supra x plus 1 la 2. X. Plus 1 tot la 2. Păi, x, pe ăla l-am făcut ca x. X-a luat minus 1 de parte. Ai făcut? L-ai făcut minus x. Deci, 1 minus x, x. Păi l-ai lăsat așa pe ăsta, da? Da. Și ăsta câte, cum arată după ce ai scos minus 1? X minus 1. X minus 1. Pe lângă x. Da, da. X minus 1, așa. Pe lângă ai scos x minus 1. Plus 1 la pătrat. Și ce scrie? 2 supra x plus 1 pe lângă x minus 1. X minus 1 pe lângă x plus 1. Plus 1 supra x minus 1 pe la 2. Ori x la a 3 ori. Totul. Așa. X la 3 a pe lângă x plus 1. Plus x plus 1. Totul supra 4x plus 1. Plus x plus 1. Da. Da. Plus x plus 1. Supra 4x plus 1. Egal la timp lucrează. Egal cu 1 supra... Acum la același numitor vorbești. Numitor comun. Păi x plus 1 pe lângă x minus 1. X plus 1 la 4 ori x minus 1 la 4. Atenție, Adi! Pătrate, pătrate sunt mai puternice decât astea individuale. Atenție! De cele comuni, ce cu puterea cea mai mare. Adi, deci problema cu x minus 1 la pătrat. Da. Plus 2 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1. Plus x plus 1 la pătrat. Oare? Oare? Păi, x la 3 cu x la 2. Așa, zi, zi. Da, și eu m-aș simplifica la fel, domnul profesor. X la 3 cu x la 2. Hai să vă dau un pic 4 comunzi acum.
Normal, măi, copilii, plus întâi. Întâi faptul numărul. Avea adunare, mai ce să vezi? Hai, adunță, vei că la profurepti? Hai să vezi. Hai, să vezi. Ce-i place cum mă prinde așa? Plus întâi. Ești la treia plus întâi. Așa vă zic. La treia plus întâi. Ce-i minte de acum, ai fi uit că l-au capătat, i-au pus și în paranteze. Tocmai, să-ți atrag atenția, să mă simplifici. Deci, eu puteam să las X cu sumul ăsta, fără să... Fără paranteză, corect. Dar pusul lui în paranteză atrage atenția să știi cum să facă. Mai degrabă l-ați încurcat pe zbană. Ea strig acolo, scoate-mă în factor comun, dă-mă! Așa. X la 3 plus 1. Deci vine X plus 1, că zic X la 3 plus 1. Supra 4 X la 2. Și avem X minus 1 plus X plus 1 plus la 2. Dar să simplificăm, dar avem voi. Deci acolo, la prima fază. X minus 1 plus la 3. Stați puțin. Așa, domn profesor. Așa. Așa. 2 X la 4 X la 2. Deci este așa. Asta la pătrat, de 2 ori prima mulțipa asta, și aici îi recunoaștem, vinăm la pătrat, pe care e prima parte este x minus 1, plus al doilea x plus 1, totul la pătrat. Supra. Ca să înțeleagă și prietenii noștri, iată așa, s-a făcut și clar acum, deci e binomul la pătrat. X plus 1 cu X plus 1. Supra, totul supra. X, X minus. Dar nu, dar aici putea simplifica. Aici, X plus 1 și eu, domnul profesor. X plus 1 merge. Cu pătratul. Și avem X plus 1 pe lângă X minus 1 totul la a doua. Și mai mergea un X plus 1. Ce X la 3 plus, a la 3 plus 1 la 3 e formulă, e X plus 1 pe lângă. Deci aici avem. A la 3 plus de la 3. A plus B, pentru că X pătrat minus AB X plus 1. Și apoi X plus 1 de acolo cu X plus 1 iarăși. Dacă vedeți, dar nu mai lucrați o etapă. Păi, am încă o etapă și trebuia să facem din descompunerea asta. Așadar, am mărit ritmul și am rămas la lucrul la X minus 1. La a doua. Să plăcut exercițiul ăsta. Ori. Ori. X pătrat minus X plus 1. Pătrat minus X. Sotul supra 4 X. Alea două strup și rămâne X la 2 minus X. 1 cu minus 1 se reduc. X cu X 2 X la pătrat 4 X pătrat. Ăsta cu 4 X pătrat. Și rămâne X pe lângă X minus 1. Rămâne cine? Stau în X la 2 minus X plus 1 supra X minus 1. Vreți să descomplut X pătrat minus X plus 1? Nu, merge așa, lasă. Arăta să este X egal cu. Vreau să punctez. Nici nu reușim. Așa îngheață asta. Exact. Când are rădăcini reale, delta e negativ aici. Exact. Și aici arăta să iei. Deci de aceea, din descompunere, când faci sala a treia cu zgara a treia, partea doar mai încerca să celălalt mai munciți acolo. Că munciți degeaba, pierdeți timp. Pierdeți timp. Nu găsiți pe aici. Numai cu ăsta, de jos îl descompunem în rezolvare, în finanță. X pătrat minus X plus 1. Supra. Supra, dar trebuie să ridicăm la pătrat aici. Da, total desfășoară. Da. Dar eu l-aș lăsa și eu. X pătrat minus 2 X plus 1. Așa. Mi-a plăcut ăsta, mi-a plăcut. Hai să vedem aici cum ne-a fost capcare. Merită să trecem în revistă. Acolo cu minus 1 fac, s-a scos cu forța. Foarte tare. Aici, tare, tare. În spate minusul îi folosește și se așează X pătrat exact. Minus 1. Exact, avem un efect. Altfel, minunat să o spunem, când ai scos minusul, toți termeni știm o seamă. No, da. Ăsta cu minus devine plus, ăsta cu plus devine minus. Da. Da? Atenție mult la asta. Altfel era grav, că ziceam X plus 1 totul la pătrat. Da, bine, aceea vedea cu minunea și torcea. Da, da, atenție, nu se termină să... Da, 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 eu sincer greșeam. Nu greșeam, că îți dădea la rezolvarea și rezultatul și vedea când ajungi aici. Dar nu se merită să stai așa când tu vezi soluția asta? Eu vă spun ca idei general, că nu vreau, când ai scos minusul, toți termenii. E distributivitatea. Da.
Ca să aplică tuturor. Bun, și asta a fost o capcană. Sigur, recunoașterea binomului aici a fost al doilea moment important. Și al treilea a fost al a treia, nu-ți vei la treia. Dar de ce nu recunoaște ce acolo dat un factor? Da. Da, da. Și simplificarea. Da. Mai facem o dintre asta și gata. Da. Da. Facem. Păi, Adi, ce mai te-a prins, te-a prins. Sper că nu dormi în seara asta așa. Bine. Liniștit. Hai să fim foarte atenți și să zicem așa, fără greșeală. Fie dicție ca bun. Fără greșeală. Îți păcat nici în 2 plus 1, tu ca. E de x egal 2. X pătrat din 2x plus 1 supra x pătrat cu 6x plus 9 ori x la 2 cu 7x plus 12 supra x la 2 cu 3x minus 4 împărțit la x pătrat cu 4x minus 5 supra x la 2 minus 2x minus 15. Minus 15. Da. Maria, x aparține lui el. Mai puțin x minus 3. 3 minus 3. Așa să se întâmplă. De ce plus minus 3? De dacă există. Avem x plus 3 de la 2. Și atunci nu mai e. Deci, minus 3. Mai minus 3 și... Pe 3 nu știu de unde l-ai văzut, dar ne interesă cât de repede. Deci avem un 3 aici. Nu, poate un minus 3. Că scriem un... Hai să scriem un pic da. Așezat, că ne dăm seama mai bine. Deci egal cu x pătrat minus 2, x plus 1, cum scriem acolo? X minus 1 tot la... Da, supra x plus 3 la pătrat. Poate. Răzdarul și îl iau deoparte. E deoparte. Poate vezi deodată pe 12 câți ori câți și suma 7. Ce numere apărate să facă? 4 cu 3. 4 cu 3. Deci x plus 3 pe lângă x plus 4. Dacă observi deodată, nu mai duci. Nu faci cu el, dar îl găsești. Până la urmă, da, sau x și x, cât ori, cât se facă 12 și 3 și 4 și vezi repede că se face jocul. Păi x minus, mai există, mai există. Și x minus 4. X minus 4, pe lângă. X plus 1. Plus 1, vezi să vedem dacă se face jocul. X pătrat. Plus x, plus x minus 4, x. Minus 3, da. Ah. Atunci, plus, minus. Imers. 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 Hai cât de acum. Da, gata. A, da. Ori. Ori, da. Nu, lăsăm mai mult ca să ne atrag atenția. Acolo, deodată, cât ar fi? X, x minus... X minus 1 pe lângă? X plus 4. X? Plus 5. Plus 4. Minus